prețul ouălor a atins cote aproape istorice în mai multe părți ale lumii. Pe măsură ce se apropie sărbătoarea Paștelui, este efectul mai multor factori, precum gripa aviară, cererea mare și creșterea costurilor pentru fermieri. Pentru al doilea an consecutiv, consumatorii se confruntă cu prețuri extrem de mari ale diverselor produse alimentare, dar mai ales ale ouălor, care joacă un rol esențial în tradițiile și pregătirea meselor festive. Catolicii, protestanții și alte rituri creștine se pregătesc să celebreze în aceste zile Paștele. Eggs have been in a bit of a wild ride with regards to egg prices over the last couple of years. Currently, a dozen grade A large eggs are selling for an average of $2.99. That is 30% lower than the same time last year when they were selling for $4.20. But they're still 50% higher than 2 years ago. Una dintre cauzele majore este gripa aviară, care a afectat crescătoriile de păsări din Europa, Africa și Asia în ultimii ani. Numai în 2022, la nivel global, au murit peste 130 de milioane de păsări din cauza acestei boli respiratorii mortale, spune Organizația Mondială a Sănătății. Profiturile fermierilor au fost profund afectate, în contextul creșterii inflației și al costurilor tot mai mari pentru creșterea animalelor. The margins are so small that you're basically you might not lose the money, but you won't make enough to make a living. Există însă și vești bune. It's tough to say how this outbreak is going to continue and unfold over the next couple of months. But in the medium to longer term, we can't expect the price of eggs to come down once the virus has sort of run its course. Vremea rea și războiul Rusiei în Ucraina au contribuit și ele la situația dificilă a fermierilor și implicit la creșterea prețurilor.